mai am o mică rezervă de timp. Da, da, da. Am vrut să-l întreb pe maestrul Andrei, așa un detaliu. În anumite împrejurări am făcut cunoștință cu o filosofie cu totul deosebită, o filosofie budistă indiană. Ați auzit ceva și sunteți cunoscut cu tehnologiile spirituale și terapeutice care se numesc Reiki? Nu, vorbim să mult, îmi pare rău, dar toate lucrurile învățăm pe curs. Da, da, da. Da, da. Știu că indienii au un cult aparte al masajului, la fel ca și masajul chinezești al tailandez. E ceva Veta. De studiat, Veta, de discutat, vino, te rog, e în ceva coate. Foarte interesant. Și eu cred că se merită de cum scut tot mai bine da. Această filozofie, da, acest da, cult. Da. Cultul ăsta e legat și cu alt detaliu. Eu tot întâmplător am făcut cunoștință. Bună seara. Bună seara. Domnul Andrei, sunteți făcând? Eu, ia să-mi dau seama. Bravo, bravo. Eu vă spun primul. Deci este artistul Valeriu Damian și dumneavoastră sunteți în o specie în studioul bufonului netăfleață, vitamin și plin de viață. Și deși ați fost un oaspete foarte serios, absolut, dacă doriți, puteți să ne spuneți, să ne convingeți că nu ați fost preîntâmpinat din timp. Nu, absolut nu am fost preîntâmpinat din timp, dar tot timpul îmi place să discut despre lucruri interesante despre masaj și mă bucur că domnul Damian cunoaște bine domeniul. Primul moment care l-am simțit eu, momentul în care nu este vorba de ceva absolut, exact cum spunea doamna Valeria, milionar și așa mai departe, este faptul că sunt foarte mult în grafie chirilică. Și aici mă gândeam, bine, eu joc rolul până la capăt, nu este nicio problemă. Joc rolul până la capăt, dar imediat am văzut. Și da, literă da, da. Așa, o literă așa. Avem o întrebare asta, dar... Ei, dar 50 din 50? 50 din 50? Poate fac un studii la Moscova. Nu, am auzit că cunoaște rusa și... Nu. Și, sincer să fiu, nu mai sunt eu foarte mare, să zicem așa, psiholog, da? Mm-hmm. Dar și în privirea domnului Damian se observa că e imposibil spus că e deci, ceva... Deci, domnul Damian, trebuie să mai creșteți până la milionarul ăla, că da, un deci, pic... Deci mai aducem la perfecțiune aspectul oriental și, cum ați spus, dar grafia. Grafia, da. Sunt câteva detalii care... Oricum, știți, oricum v-a plăcut, din temele discutate azi, chiar eu cred că sunt lucruri care se merită aplicate. Eu personal de mult mă gândesc același masaj cu vin. Același masaj cu smântână sau cu lapte. De nisip, nu știu, poate fi vorba, un nisip curățat poate avea un mare efect asupra celulite, contra celulite. Adică eu cred că aici de discutat multe și de... Deci, domnul Andrei, scurt pe doi, v-a plăcut în o specie la bufonul nătăvleață, vitamin și plin de viață? V-ați simțit bine? Mergeți acasă fără zgrături, fără revolte, fără traume psihice, fără... Absolut perfect mă simt, totul este minunat. Eu dădeam seama de la bun început că de câteva zile tot îmi spune că uitați un milionarul din Emirate, vrea să vorbesc cu mine și vrea să vorbesc... Bănuiam eu ceva. Bine, dar nu erați sigur și eu am văzut că v-ați prins. Și tot e ok, eu vă spun încă o dată. Eu tot timpul discut cu plăcere despre masaj cu oricine, fiindcă e lumea în care mă regăsesc, e lumea în care... Eu știu că să o cunosc bine, eu știu că lumea o să fie curată. Veniți la ședințele de masare a domnului Andrei Loghen și invitația la o specie pe Valeriu Damian. A făcut un tandem extraordinar. Bravo, bravo! Toate cele bune și la noi întâlniri la mine în studio. Pa, pa! Mulțumesc.